Bună ziua, dragii mei! Sunt Diana Mămăligă și vom vorbi cu dumneavoastră astăzi despre o specie literară deosebită care a marcat existența literaturii din secolul 20. Mai precis, vom vorbi despre un tip de roman, romanul modernist, în baza unei opere deosebite care a realizat în scurta existența scriitorului care a scris-o reforme mari în literatură. Este vorba despre romanul Străinul de Albert Camus. Pentru început, vă propun un mic joc. Aveți aici câteva cuvinte. Cum credeți? Ce legătură este dintre toate aceste cuvinte? Am dat special cuvintele în varianta lor de limbă franceză. Deșert, durere, vară, om, onoare, mare, mamă, mizerie, lume, pământ. Observăm că aceste cuvinte sunt oarecum toate legate de existența noastră. Este foarte curioasă aici prezența ideii de mare, marea, forma inițială din care va ieși viața și din care cândva poate se va mai naște o viață și o civilizație. Aceste cuvinte erau cele 10 cuvinte preferate ale lui Albert Camus, romancier, dramaturg, eseist și publicist francez, care a reprezentat doctrina existențialistă în literatură. Albert Camus a parafrazat pentru sine însăși celebra spusă a lui René Descartes, Cogito ergo sum. Mă revolt, deci exist, zicea Albert Camus, vorbind despre importanța puterii omului de a se revolta împotriva lucrurilor care nu convin existenței sale. Cine a fost, de fapt, Albert Camus? Aveți aici pe o poză o echipă de fotbal din Alger. Cel pe care îl vedeți desemnat de cerculețul roșu este tânărul Albert Camus, care s-a născut în Algeria. L-a crescut o mamă analfabetă și o bunică extrem de autoritară, dar Camus a fost foarte insistent la studii. A făcut școala comunală, obișnuită, după care a absolvit liceul, iar mai târziu, încurajat de profesorii săi, studiază literele și filosofia la Universitatea din Alger. În 1940, pentru obișnuința sa de a fi revoltat și de a-și exprima revolta, a fost expulzat din capitala Algerului și Camus s-a mutat la Paris. Această mutare a avut un rol considerabil în viața lui. Aici, la Paris, a făcut cunoștință cu un editor vestit, Gallimard, și cu scriitorul André Malraux, despre care vorbisem cu dumneavoastră la lecția precedentă, a fost unul dintre reprezentanții de vază ai existențialismului. În timpul celui de-al doilea război mondial, Albert Camus se implică în mișcarea pe care noi o cunoaștem, La Résistance, mișcarea de rezistență franceză împotriva ocupanților naziști. El publică articole antifasciste într-o ediție clandestină. În 1942, în cel de-al treilea an al celui de-al doilea război mondial, Albert Camus publică romanul Străinul, prima sa operă din cele trei care vor constitui mai târziu ciclul absurdului. În anii 50 ai secolului trecut, Albert Camus devine liderul de opinie al generației sale. Vorbind în termenii timpului prezent, înțelegem că a fost acest Albert Camus un veritabil influencer al generației sale. El critica totalitarismul stalinist, lansa campanii împotriva bombei atomice, împotriva pedepsei cu moartea. El vorbea foarte mult împotriva terorismului anticolonialist. În 1957, pentru fructuoasa sa activitate literară, îi se acordă premiul Nobel. Este foarte frumoasă formularea cu care vine premiul. Pentru importanta lui creație literară, care cu o lucidă stăruință aruncă lumină asupra problemelor condiției umane din timpul nostru. În discursul ținut în Suedia, cu ocazia decernării premiului, Camus pledează în favoarea independenței scriitorilor față de cei care fac istoria și, de asemenea, pledează față de orice formă de îndoctrinare, vorbind despre responsabilitatea majoră în fața epocii a intelectualilor din generația sa. Moartea lui Camus a fost, de fapt, o circumstanță absolut absurdă. Camus a trăit puțin și a fost ca o cometă pe cerul literaturii. În 4 ianuarie 1960, Camus a murit într-un tragic accident de automobil. Vă propun câteva curiozități. Albert Camus a fost crescut în sărăcie. Mama sa, Catherine Hélène Sindes Camus, a fost o femeie de serviciu care era aproape surdă. O altă curiozitate, cu toate că Camus
spunând eu nu sunt un existențialist, s-a separat de existențialism, a formulat totuși una dintre marele enunțuri ale secolului 20. În mitul lui Sisif, a doua operă din ciclul absurdului, Camus spunea, există însă o singură adevărată problemă filosofică și aceasta este sinuciderea. Camus a jucat fotbal. A trebuit să se despartă de fotbal din cauza bolii sale, tuberculoza, care măcina în secolul 20 oamenii. Tot ce cunosc despre moralitate și responsabilitate, datorez fotbalului, zicea Camus, care iubea fotbalul și de care a trebuit să se despartă la 17 ani din cauza bolii de care vă spuneam. Camus a fost un fumător înrăit toată viața. A avut chiar și o pisică pe care o chema Cigaret. Romanul Străinul, primul roman al lui Albert Camus, care marchează debutul ciclului absurdului în creația scriitorului. Inițial, romanul a fost intitulat Moarte fericită, apoi a fost schimbat ca titlu. Romanul a fost gândit ca o analiză a fenomenului înstrăinării individului de lumea burgheză. Alte variante de titlu la care a meditat Camus pe parcurs au fost Indiferentul sau Un erou al timpurilor noastre, parafrazând formula rusească Eroul timpurilor noastre. Să luăm aminte la câteva detalii care privesc romanul Străinul de Camus. În primul rând, după cum am mai spus, romanul face parte din ciclul absurdului, un ciclu care, de fapt, constituie fundamentul filozofiei lui Camus, absurdul în cadrul existențialismului. În acest ciclu avem romanul Străinul, după care eseul filozofic Mitul lui Sisif, urmat de piesa de teatru Caligula. Romanul a fost tradus în peste 40 de limbi. În 1967, cineaștii italieni au realizat o adaptare cinematografică a romanului. Să urmărim în linii generale structura romanului. Avem aici prima pagină a romanului. Azi s-a prăbădit mama. Sau poate ieri, nu știu. Am primit o telegramă de la Zil. Mama decedată, înmormântare mâine, aleasă considerație. Asta nu înseamnă nimic. Poate că a fost ieri. Azilul de bătrâni se află la Meringo, la 80 de km de Alger. O să iau autobusul de o oră sau două și o să ajung după amiază. Așa pot sta la priveghi și mă întorc mâine seara. I-am cerut patronului meu două zile de concediu și cu un asemenea motiv n-avea cum să mi le refuze. N-a părut bucuros. Ba chiar am zis, nu e vina mea. Nu mi-a răspuns. Și atunci m-am gândit că n-ar trebui să-i spun asta. De fapt, nu am de ce să mă scuz. În prima parte a romanului se vorbește despre moartea mamei lui Mirso și legătura acestuia cu ea. La înmormântare, Mirso participă fără a face spectacol de plânsete, așa cum se obișnuiește, ceea ce îi șochează pe apropiați. Convențiile sociale spun, trebuie să plângi, iar un om care nu plânge, probabil este un monstru. Dacă acest om are pasiune, aceasta este paradoxal pasiunea indiferenței. Tipul său este acela al succesiunii uniforme de prezență. Nu cunoaște regretul. Mirso nu cunoaște nici nostalgia. Partea a doua a romanului prezintă un Mirso arestat, obligat de a reflecta la viață și sensul acesteia, contemplând sporadic moartea. Tot aici se va condura revolta față de injustiție, revolta față de o moarte ce survine, cât și împăcarea cu lumea și cu sinele. Opusul celui care se sinucide, scrie Camus, este condamnatul la moarte, pentru că cel ce dorește să sinucidă renunță în timp ce condamnatul se revoltă. Revolta este singura atitudine pe care o poate avea omul absurd. Câteva viziuni. Romanul a fost descris în mai multe feluri. Portretul unui sociopat, o critică a societății care nu acceptă în rândurile ei înși aparent lipsiți de orice umanitate. De asemenea, romanul a mai fost calificat drept o poveste colonială. Încercați să realizați o sarcină, optați pentru una din aceste variante și argumentați-vă alegerea. Romanul Străinul reprezintă mai multe tipuri de roman la nivel tematic. În primul rând, Străinul este un roman filozofic, pentru că personajul principal a comis o crimă fără motiv în aparență și e nevoie de profunzimea lecturii și a interpretării pentru a descoperi subtextele. Este un roman religios, pentru că fapta lui Mirso contravine normelor religiei creștine promovate de biserici. De asemenea, romanul poate fi numit și un roman social, pentru că personajul era considerat antisocial și atrage asupra sa anumite comportamente a celor din jur. Câteva curiozități despre ecranizarea romanului. În primul rând, ar fi frumos să știți că Albert Camus a refuzat în timpul vieții să ecranizeze romanul.
când era încă în viață de câteva ori, a refuzat ecranizarea străinului. După moartea scriitorului, soția lui l-a contactat pe producătorul italian Dino De Laurentiis, dar a insistat ca ea să desemneze scenaristul și regizorul. Actorul italian vestit, Marcello Mastroianni, a interpretat rolul lui Merso, chiar dacă inițial cei aleși erau Jean-Paul Belmondo și Alain Delon. Pentru rolul său, Mastroianni a finanțat el însuși o parte din film. Câteva influențe. În 2013, scriitorul algerian Kamel Dadu debutează cu romanul Cazul Merso contra Anchetă. A fost o reinterpretare a romanului străin scrisă din perspectiva arabului ucis în partea întâi a romanului. De asemenea, romanul străinul a avut influență și pentru muzică. În 1980, vocalistul grupei Cure, Robert Smith, a compus cântecul intitulat Killing an Arab, o secvență din care vă invit să o ascultați. Câteva dintre reflecțiile autorului. La 13 ani după apariția romanului, în 1955, Camus spunea: eu am rezumat străinul cu mult timp în urmă printr-o remarcă pe care o admit ca extrem de paradoxală. În societatea noastră, orice om care nu plânge la mormântarea mamei sale riscă să fie condamnat la moarte. Am vrut doar să spun că eroul cărții mele este condamnat pentru că el nu joacă acest rol. Vă propun o sarcină. Comentați secvența subliniată făcând referință la ideea de convenție socială. Vă mulțumesc mult! Aveți grijă în lectura acestui roman să definiți pentru dumneavoastră înșivă care este partea filosofică și care este partea socială. Vă mulțumesc!